Salut toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod foarte, foarte special. De data aceasta o să ne uităm la 25 de iluzii optice de înduire a minții, scrie aici Rafaele. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like să strângem peste 2000-3000 de like-uri să mai facem episod din astea speciale cu domnul Rafael aici de față. Deci avem, Rafaele, 25 de iluzii optice de înduire a minții. Nu veți crede, chiar când ați văzut-o. Ok, este tradus cu Google Translate ca să înțelegeți, uitați, o iluzie optică. Ce iluzie optică, Rafaele? Că vezi patru ochi sau cu ce? Că vezi două guri și că joc așa în ochi? Habar n-am. Iluziile optice sunt definite de imagini văzute vizual care diferă de realitatea obiectivă. Ok, hai să vedem prima iluzie optică. Se numește iluzia blitzului. Există un al treilea pol în mijloc sau te face mintea ta? Există un alt, o a treia țavă? În mijloc sau mă face mintea? Există, da. Nu, cum există? Că nu e. Există, Marius. Păi și de unde e prinsă, mă, că aici e pătrat, Rafael? E făcut ca să te păcălească. Deci nu există. Normal nu, dar na. Ok, deci nu cred că există. O să trecem la iluzia numărul 2. Cum rămâne cu această stea frumoasă? Este plutitoare în fundal, nu este de fapt o imagine statică. Este de fapt o imagine statică, cred că nu? Fii atent, da. Că imaginea asta e una statică, nu se mișcă. Adică dacă tu te uiți la stea, se învârte ceva pe lângă ea, înțelegi? Nu știu dacă... te prins. Da, foarte încet. Și dacă te uiți de pe margine, se învârte steaua. Vezi? Ia, fii atent. Deci uite-te, concentrează-te da, la stea. Da, dacă, puțin. Fii atent, dacă te concentrezi așa, nu se mai mișcă nimic. Deci fii atent, pune ochii așa. Gel. Ce înseamnă așa? Pune ochii fix și nu ne mai mișcă, nu mai clipi. Nu se mai mișcă nimic. Da. Vedeți ce mișto? Da. Dar de unde vine asta? De creier? Aici vedem un cuplu vechi sau poate doi asta. Mexican care cântă la chitară. Da, vezi mexicanii ăștia, e făcută în așa fel. Deci vezi niște de ăștia bătrâni. Ca niște bătrâni. Aici e o ureche, dar e o ușă de fapt. Eu cred că e mai mult făcut așa de... Vedem iluzia asta. Ce scrie Iisus. Aceasta este probabil cea mai bună iluzie optică vreodată. Încă nu ne putem crede pe noi însă să ne uităm mai atent. Pătraturile A și B au aceeași culoare de fundal. Nu ne credeți? Așa, importați imaginea foto și comparați pătratele. Au valoare așa, nu știu, necrezut. Cum? Cum adică? Ce vrea să zică? A și B au aceeași culoare? Dar de ce n-ai aceeași culoare? Eu nu observ aceeași culoare. Poate să ți-o fest. Umbra aia sau ce? Nu știu, asta e să pui în fost. Au aceeași culoare. Dar de ce au aceeași culoare? Nu înțeleg. Asta nu m-am prins. Așa, hai să vedem. Aceste fasole par să plutească. Este doar o imagine statică din nou. Fosile parcă, sau ce vrea să zică? Ce fasole? Sau boabe de fasole? Boabe de fasole, de dacă fosui. Te uiți de sus în jos, să mișcă. Dar dacă, fii atent, încă o dată, fii atent, faceți cu noi, dacă vă uitați așa trept, fără să mă mișcați. Da, nu se mișcă. Nu se mai mișcă, vezi? No. Dar dacă tu te uiți așa pasiv, gen clipești, te concentrezi la altceva, să mișcă. Treceți repede vederea din stânga jos în dreapta sus, să vedeți. Da, de așa impresia că se mișcă. Acesta este un adevăr clasic. Ce vezi, o bătrână sau poate o tânără? Hai să vedem, Rafael, ce vedem? O tânără vedem. O bătrână sau o tânără vedem noi aici? O tânără, dar se vede și o bătrână. Gen, eu văd omul cât anasul are bătrână. Dar cum vezi bătrâna? Cum te uiți așa? Păi... aia de la gât e buza bătrânei. A, da, bă, uite! Mă, cum e asta? Gen, înțelegi? Asta e gura, nasul, ochii. Da. Și acum cum fac să văd tânăra înapoi? Mai știu să văd. Se vede dacă te uiți la nas în stânga de tot. A, acum trebuie să te uiți. Acum te uiți la gât și la ochi ca să vezi tânăra. Da. Mă, cum se schimbă. Deci ăsta sunt puțin mai fac așa. Hai să vedem. Puteți vedea bilele negre între pătrate? Sunt în adevăr acolo sau te face mintea? Poți să vezi bilele negre? Te face mintea. Îmi face mintea. Ia cum să le văd. Gen, dacă te uiți la o bilă, eu am mai făcut asta. Dacă te uiți la o bilă, nu se face. Dacă te uiți la altele, se fac negre, vezi? Da. Mamă, face mintea. Fii atent, asta e cea mai tare iluzică optică după internet. Aceste iluzii optică înfricoșătoare. Concentrați-vă asupra crucii mici din mijloc și mărturisiți că celebritățile se transformă în moști ciudat. Hai, Rafael, să facem asta. Vezi că ești nefeschim. Fii atent, hai cum să... Așa, așa, perfect. Fii atent, hai să le uităm amândoi la plusul ăla. Uite aici. Așa.
Și să vedem dacă te transformă. Vezi, se transformă. Foarte ciudat. Vezi? N-am mai văzut așa. E ca fețele pe care le-ai modificat în Photoshop. E un fel de face swap, dar de ce se transformă așa? Cine știe, extremitatea ochiului cum... Gen, le transformă ochiul, ok. Da, interesant. Zona și beau aceeași dimensiune. Luați un conducător și vedeți. De ce au aceeași dimensiune? Gen, sunt la distanță. Da. Prima o vedem pe asta și pe aia mai în spate, nu? Știi că dacă e mai în spate, pare mai mică, dar nu neapărat. Da, da, cred că este adevărat că sunt... Este într-adevăr. Hai să vedem. Te uiți la acest scaun din față sau poate în spate? Nebun. Cum adică? A, iată, bă! Prima oară scaunul pare așa, spre dreapta. Da. Vezi, e o iluzie optică aici. Mm-hmm. Hai să vedem. Aceste țigarete au dimensiuni identice, doar s-au rostogolit peste această hârtie, uimitor. Cum adică? Vezi că stânga e mică și apoi crește. Da. Dar de ce oare? Desenul te face să crezi, nu știu. Cred că da, nu știu. Foarte ciudată, o iluzie optică. Vezi o rață sau un iepure? Văd și o rață și un iepure. Dacă stau să mă concentrez aici, ochiul la iepure, urechile. Și dacă stau să mă concentrez aici, ochiul la rață și ciocul. Da. Mai departe, asta cred că a nebunit internetul, da. Asta e peste tot internet și în reclame apărea. Câte picioare are acest elefant? Câte picioare? 4 picioare are elefant, nu? 4, văd. Care mă, e unul aici? Da. Unu aici, 2, 3, 4. Păi 4 are elefant, dar ăștia între ele ce sunt? Ce e asta? O iluzie, nu e nimic. Ce că e piciorul opus? Nu știu ce naiba, dar 4 picioare are elefant. Citește și tu aici la faile ca să-mi splicesc. Aici puteți vedea 4 cercuri perfecte. Începeți la un pătrat mic și încercați să urmăriți cercul în jur. Hai urmați. Nu unde să mai sunt. Nu știu. A, nu poți să ții... Nu știi pe unde să duci, ești nebun? Ia, uite-te la ăla din mijloc și încearcă să te duci pe afară, urmărește-l cu ochiul. Da, se face ochiul așa, nu știu. Se dilată ochii cumva. Gen, zici că e ca o spirală. Da, înțelegi? Pierd drumul. Da, nu poți să faci. Mamă, ți se totochează vederea, nu știu de ce. Aici puteți vedea zonele întunecate între pătratele negre, nu sunt chiar acolo. Creierul le-a făcut. Ia uzi, mă, are dreptate, vă. Da. De dacă belești ochii, nu vezi zone negre. Dacă îi ții mai închiși, să văd niște zone. Dar ce le-a făcut? Ce vezi? O femeie care umblă prin sau poate chipul unui bărbat? Eu văd o femeie care umblă prima oară. Tu ce vezi? Hai să vedem dacă ne asemănă. Eu nu văd nimic. E o femeie care umblă. De ce e femeie? Uite asta. Exact, e bărbat cu fustă. O fi fost bărbat, dar vedem care umblă. Și dacă te uiți mai atent, poate aici sunt ochii. Uite, chipul unui bărbat, vezi? Iată. E Bacovia. Încercați să vă concentrați pe una dintre cele două fețe. Creierul tău știe care față este reală. Fii atent, de unde știe? Mamă, dacă te concentrezi, se oprește iluzia aia, nu mai bate. Gen, uite-te la o față, de exemplu, uite-te la aia mică. Eu zic no. Ca și colo. Nu mai bate. Ia, la mine nu merge. Nu mai bate, nu mai bate ochii. Okay. Da, nu știu. E ciudat asta. Hai să vedem. Acesta este și un clasic. În funcție de ce parte a femeia se va învârti în sensul așa. În ce direcție se învârte? A celor de ceasornic sau invers? La mine se învârte invers. La ceas. Nu. Mie mi se pare că se învârte în direcția celor de ceasornic. Mie mi se pare că se învârte invers, nu știu. De ce? Nu știu. Adică nu e de la dreapta la stânga? E de la stânga la dreapta la tine? Partea stângă și cea logică a creierului. Nu știu, nu mai țin minte. Păi uite-te acum. Mă face să vin mindfuck, nu știu, mă bulversează. Mie îmi pare de la dreapta la stânga. Se învârte... Din că e 6, 7, se învârtea la ceasonei, da. Mamă, stele, mai știi? Se mișcă? Se mișcă, da, dacă te uiți atent la ele, nu se mai mișcă.
Da. Gen, trebuie să te uiți pasiv. Uitați-vă la această imagine timp de aproximativ un minut și apoi uite-te la cineva față. Ce vezi? A, gen, că te uiți așa și să obișnuiești ochiul și vezi alea pe față. Da. Asta nu putem să facem. Este acest pătrat doar spinning sau de asemenea pulsating? Gen, doar să învârte sau doar și pulsează? Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Pulsează, da. Eu văd Se că modifică așa. mamă, face oval, dacă, nu știu, depinde cum te uiți la el. Da. Ok, aceste linii par să se îndoaie, chiar așa? Fals, sunt complete drepți. Da, că pentru că e ca un fel de perete, știi? Sunt doi pereți paraleli și se duc așa, știi? Dar nu sunt doi. Da. Genii, matematică pură. Triunghiul imposibil. De ce e imposibil, mă? E perspectiva ciudată. Gen, nu se unește niciodată. Acest labirint uimitor pare să se și să se miște. Este într-adevăr? Se mișcă, e ca imaginele alea, foarte frumos. Da. Ok, băieți, astea au fost iluziile. Spuneți care iluzie v-a plăcut. Scrie aici ce număr e, 22, 23, 21. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Xlader. Nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!